Spodul men. Iată așa pietre prețioase, să vedeți cum din natură petricelele. M-a impresionat, iată acesta, cu arț, ăsta care e cincilea. Eu am una groasă. O colecție foarte interesantă de pietre naturale. Vreau să vă zic că pietrele în petricele, chiar găsești și pe drum pietre în Canada, sunt foarte deosebite. Au așa un desen, un relief, ca din natură. Poate fi un desen de pasăre, o floricică, o frunzuliță. Și dați să vedem colecția aceasta a nepotului meu, Alex. Să vedem ce avem noi aici, ca de exemplu. Asta este nouă. Nouă, ne uităm aici la nouă. Este... argint. Este un argint nativ. Stați că s-a descris aici un pic. Argintul nativ, ca să-l vedeți, cum este argintul în natură. Foarte interesant. 5. Cuarț. Iată cuarțul în natură. Ce interesant tot este. Alex, mă scuzați, Bunelu și Alex, dar Alex, de unde sunt pietrele acestea? A, acestea sunt un coleg de-a fiicii mele, un farmacist, a făcut cadou. Da, 10, ce este 10? Este galen. Foarte interesant. Vedeți cum vă spuneam, ce deosebit. Un desen. Da, prietenul colecționer, presupun. Uitați-vă, am găsit aici un serpentin. E ce interesant, 11, da? 11. Serpentin cristalin. Vai, ce frumusețe! Foarte deosebit. Mai și așa are o suprafață foarte plăcută. O suprafață foarte plăcută. 7. Sfalenit. Ce este? Sfalenit. Vai, ce deosebite! Colecție foarte frumoasă. 14. A, 14 este aur nativ. Iată, este aurul nativ, ca să-l vedeți cum este. Or nativ. O diorit. Se mai numește diorit. 13. Oil de tigr. Dați să vedem. Oi, ce interesant. Așa e plăcută. Vedeți ce frumusețe. Iată, așa în natură se găsește. Este foarte deosebit. Oh my god, uite! Ah, Oh,